Constanțenii păgubiți de firma de construcții Vectra au protestat vineri în fața cabinetului Corinei Curuț, cea care are calitatea de administrator judiciar al debitoarei SC Vectra Imobiliare SRL, pe motiv că aceasta i-a amăgit când le-a promis că le va oferi o clădire în Mamaia în schimbul caselor contractate. Mai mulți membri ai Asociației Păgubiților Vectra sunt nemulțumiți de faptul că autoritățile nu au nicio reacție în legătură cu escrocheria pe care firma de construcții a pus-o la cale. Păgubiții au solicitat în instanță ca imobilul să le fie cedat și ulterior vândut în contul datoriilor pe care Vectra trebuie să le achite către aceștia. Administratorul judiciar ne-a amăgit, ne amăgește în continuare, ne minte că în schimbul caselor pe care noi le-am contractat ne va da o clădire denumită Sara Esa, situată în Mamaia, lângă Hotel Aurora. Și nu, de fapt nu mai dorește să încheie acest contract de tranzacție cu noi. În instanță am luptat cu toate puterile și pe faliment, pe insolvență, că încă nu este faliment, și în paralel am depus și plângeri penale la DNA Constanța. În prezent, cazul nostru a ajuns în instanță, Roșu, Moise, Moldoveanu, implicit firmele Vectra Imobiliare, Vectra Construct și City Invest, firme ale căror asociați și administratori au fost cei antemenționați, sunt și ele, ca persoane juridice, trimise în judecată. Disperați că acest coșmar durează de mai bine de 4 ani, păgubiții cred că toată această nenorocire a fost bine organizată de un grup infracțional. Bănuiesc că pe undeva lucrurile, cum să vă spun, au ajuns în acest punct pentru că așa s-a pornit inițial. Din punctul meu de vedere, cei de la Vectra s-au constituit de la început într-un grup infracțional, sub oblăduirea autorităților. Chiar dacă protestatarii au scandat timp de o oră în fața biroului administratorului judiciar, nu a venit nimeni să le ofere răspunsuri. Doamna administrator judiciar va plăti și dânsa. Ne-a promis Sara Esa, ne-a pus să facem noi expertiză, ci câteva. În ce scop? Ca să tergiverseze lucrurile? Vedeți că nu există bunăvoință, pentru că e teamă, pentru că dacă nu a procedat corect, probabil că... Nu știu, noi nu vrem ca să intrăm cu forța, însă am fi vrut totuși un dialog, să stea de vorbă, că era mai corect așa, să-i amintim că într-adevăr ne-a promis și să se țină de cuvânt. Păgubiții spun că intenționează să ajungă la primul ministru și chiar la CEDO.